Salutare tuturor! Astăzi vă propunem o problemă de calcul pentru a determina formula moleculară a unui compus supus arderii. Ce cunoaștem? Ni se spune în enunțul problemei faptul că o anumită cantitate de compus, să îl notăm cu A, este supus arderii și formează o anumită cantitate de dioxid de carbon și o anumită cantitate de apă. Este important să ne reamintim faptul că orice compus organic în urma arderii formează dioxid de carbon și apă. În afară de aceste două gaze, dacă compusul organic mai conține și alte elemente, pe lângă carbon, hidrogen și eventual oxigen, în acel moment se pot degaja alte gaze care să conțină, de exemplu, azot, să spunem, sau alte elemente. Pentru a putea rezolva această problemă, trebuie, în primul rând, să aflăm cantitatea de dioxid de carbon și apă care se formează în urma arderii unui mol de compus necunoscut A. Pentru asta aplicăm regula de 3 simplă și spunem că la 90 de grame de compus, adică masa molară, vom avea X grame de dioxid de carbon, respectiv Y grame de apă. Mai departe vom scrie ce cunoaștem. Faptul că la 0,2455 grame de compus A se formează 0,36 grame de dioxid de carbon și respectiv 0,1473 grame de apă. De aici putem determina masa de dioxid de carbon care se obține în urma arderii unui mol de compus necunoscut A, iar X este egal cu 132 de grame de dioxid de carbon. Respectiv, masa de apă va fi egală cu 54 de grame. Acum, cunoaștem cât dioxid de carbon se obține la arderea unui mol de compus organic A și respectiv câtă apă. Mai departe, având aceste rezultate, putem determina masa de carbon, respectiv masa de hidrogen, care este conținută în dioxidul de carbon, respectiv apă, și implicit într-un mol de compus organic A. Astfel, să notez din nou faptul că masa dioxidului de carbon era 132 de grame, iar masa de apă era, după cum ați văzut înainte, 54 de grame. Pentru a determina masa de carbon, respectiv hidrogen, aplicăm din nou regula de 3 simplă. Ce cunoaștem? Faptul că la 44 de grame, adică de dioxid de carbon, adică masa molară a dioxidului de carbon, se regăsesc 12 grame de carbon. Noi cunoaștem că în urma arderii unui mol din compusul nostru avem 132 de grame de dioxid de carbon. Deci putem scrie că 132 de grame de dioxid de carbon va conține Z grame de carbon. Da? Procedăm la fel și pentru apă și cunoaștem că la un mol de apă, adică la 18 grame, avem 2 grame de hidrogen. La 54 de grame vom avea T grame de hidrogen. Respectiv, Z-ul din regula de 3 simplă de aici va fi 36 de grame, iar T-ul va fi 6 grame.
Bun. Acum cunoaștem masa de carbon, respectiv masa de hidrogen care se regăsește într-un mol de compus A. Făcând suma lor, suma maselor, 36 plus 6 este egal cu 42 de grame. Dar noi cunoaștem faptul că compusul A are masa molară de 90. Deci asta înseamnă că pe lângă carbon, respectiv hidrogen, în compus se regăsește și oxigen, fiind singurul element care în timpul arderii, conținut într-o substanță organică, care în timpul arderii nu generează alt gaz decât dioxid de carbon și respectiv apă. Asta înseamnă că, făcând diferență, masa de oxigen va fi 90 minus 42 de grame, deci 48 de grame de oxigen. Acum, dacă cunoaștem aceste valori ale maselor, elementelor din compusul organic A, putem foarte simplu determina numărul de moli din fiecare element care este conținut în compusul organic A. Astfel, numărul de moli de carbon se va determina ca raport între masa de carbon, deci 36, supra masa atomică a carbonului, adică 12. Deci avem 3 moli de carbon într-un mol de substanță organică A. Procedăm la fel și pentru hidrogen și respectiv oxigen. Pentru hidrogen vom avea 6 supra 1, deci 6 moli de hidrogen. Pentru oxigen va fi 48 supra 16, deci 3 moli. Cunoscând numărul de moli din fiecare dintre elemente, putem determina formula moleculară, care este C3H6OOH3. Respectiv, dacă ne întoarcem la variantele de răspuns, varianta corectă este varianta C.